după fiecare ocazie, au sosit întrebări, unele sunt restante de seară, altele de la prânz, au venit și altele noi. Frate Pavel, vă invităm să încercăm un survol și să vedem câteva răspunsuri la unele din întrebările venite pentru azi. O să intru direct. Cum știm că un îndemn de a ajuta pe cineva este de la Duhul Sfânt sau este firea noastră care vrea să strângă fapte bune pentru a se îndreptăți? Păi dacă vreți să... Dacă vreți să strângeți fapte bune, e de la dumneavoastră. Și dacă vreți să ajutați, e de la Domnul. Foarte simplu. Fraților, prefer să greșesc când a ajutat prea mult decât să greșesc când a nu ajutat deloc. Și Domnul mi-a spus să ajut. Bineînțeles că nu trebuie să încurajăm oamenii la alte lucruri, la lenevie sau la dependență de droguri sau alte minuni, dar datoria noastră să ajutăm. Altă întrebare. Am auzit la dumneavoastră în predici experiențe cum vă rugați cu membrii, cu comitetul, o oră, două, trei. Mi-aș dori și eu așa ceva la noi la biserică, dar cum să mă rog cu seriozitate lung la biserică împreună cu membrii dacă ne întâlnim în gând, fiecare cu voce tare, noi nu reușim. Asta spune, abia vin 10 oameni pentru rugăciuni de 15-20 minute. O oră e de domeniul minunilor. Dar e alt subiect care ne trebuie timp lung să le puizăm. Seminarul de rugăciune durează între 12 și 15 ore, n-am timp acum. Dar în Biblie sunt mai multe feluri de rugăciuni. E rugăciunea privată, aici intră în cămăruța ta. E rugăciunea în grup, unde, aici, unde se strâng 2 sau 3. Și rugăciunea publică, unde s-a rugat Solomon pentru toată națiunea. Iar sora le categorifică foarte, foarte, foarte clar. Și spune că rugăciunea privată e rugăciunea lungă, unde îți deschizi inima lui Dumnezeu. Rugăciunea în grup când te rogi unul pentru altul. Și rugăciunea în biserică când nu te rogi pentru unul și altul, ci te rogi pentru nevoile bisericii, pentru misiunea bisericii, pentru ținta bisericii, pentru direcția în care să meargă și așa mai departe. Și spune dânsa că în public nu se roagă o persoană lung. Și are dânsa un paragraf foarte comic. Spune că rugăciunile lungi în public obosesc îngerii. L-ați citit vreodată? Spune că rugăciunile lungi în public obosesc până și îngerii. Așa spune dânsa. Și spune că în public sunt bătrâni, sunt copii, te rogi scurt și spune că rugăciunea tuturor împreună e o rugăciune. Adică tu spui câteva cuvinte, ăla spune câteva cuvinte. Că atunci dacă se roagă toți, nu obosește nimeni. Și se implică toți, e o rugăciune. Nu te rogi tu singur, o iei de la Adam și termin la Apocalips. Și te rogi două ore și vai, vrei să te rogi lung, roagă-te acasă. Iar în comitet, ca să răspundem la întrebare, noi nu înseamnă că ne rugam două ore, fiecare două ore. Probabil că petreceam timp, ne rugam, ne gândeam, ne rugam, ne gândeam, studiam, ne rugam, discutam, ne rugam, în sensul că cerem viziunea lui Dumnezeu pentru biserică, în sensul ăsta, nu două ore de rugăciune. Și când ne-am rugat cu adevărat două ore, fiecare s-a dus în pădure, s-a rugat singur și s-au întors înapoi și au zis, uite, cred că asta ar trebui să facem pentru biserică. Așa că nu trebuie să fie interpretat ce am zis într-un mod, să fie neînțeles. Altceva. O întrebare venită din dureri directe, ca întâmpinarea organizării familiilor, cum se face sau cum ar trebui făcută cateheză matrimonială, cum să se formeze familii creștin-adventiste sănătoase? Din nou, îmi pare rău, doresc din inimă să ajut. În primul rând că eu nu sunt... Sunt multe lucruri care nu le știu răspunsul, ca oricine, n-am cum să le știu, numai Dumnezeu le știe toate. În al doilea rând că nu sunt consilier marital. În al treilea rând că nu am timp acum ca să vă spun ce e acolo, sunt câteva ore de discutat. Nu pot să dea un sfatul de căsătorie în 15 secunde, că nu e de calitate. E un studiu serios care se face în domeniu. Dar în general, când oamenii au o legătură cu Dumnezeu, au și o legătură bună unul cu altul. Când legătura cu Dumnezeu e defectuoasă, legătura unul cu altul e defectuoasă și atunci se blamează, e vina ta, ba, e vina ta. În realitate, dacă ar avea o legătură cu Dumnezeu, nici măcar n-ar da vina pe altul și ar spune, e vina mea, eu trebuia să fiu mai bine, eu puteam să fac mai mult. Un om care are legătură cu Dumnezeu își caută vina la el, nu o caută la celălalt. Ce pot eu să fac să fie bine? Pentru că Dumnezeu pe mine mă trage la răspundere. M-ați înțeles? În realitate, când relația cu Dumnezeu e bună, de-aia eu le recomand să se roage împreună și să studieze împreună. Pentru că atunci când te apropii de Dumnezeu, în comitet, comitet care avusese înainte conflicte, când au început să se roage împreună, să studieze împreună, a adus altă atmosferă și au dispărut conflictele fără să le rezolvăm noi. Noi n-am adresat conflictele, ci faptul că ne-am rugat împreună a adus prezența lui Dumnezeu și o stare de prietenie, de umilință, o altă atmosferă.
Ce faci cu îndemnurile permanente care intră în conflict cu rutina care ți asigură pâinea sau chiar cu anumite proiecte misionare? Cum știi că e Duhul Sfânt care vorbește și nu un spirit care te distrage de la o lucrare bună prin lucruri aparent bune? Frații mei, Biblia e foarte clară în domeniul ăsta. Căutați ce spune, adică e simplu, trebuie să explic eu cuvintele care sunt simple și un copil le înțelege. Căutați mai întâi. Nu spune acolo, căutați mai întâi rutina, serviciu. Eu nu spun să vă lăsați de servici. Că Iisus, Biblia spune că 6 zile trebuie să lucrăm. Dar în tot ce faci, spune Iisus, să faci ca și cum ai face pentru Domnul. Într-un cuvânt, când te duci la servici, când ești în armată, când ești manager, când ești doctor, când ești agricultor, fă-i totul așa încât lumea să vadă caracterul lui Hristos în tine. Fă-i totul cu iubire, cu umilință, cu înțelepciune, fără reproș, cu cinste, ca și cum Dumnezeu te trage la răspundere, ca și cum ai face pentru Dumnezeu, nu pentru salariu. Și tu poți să predici fără cuvinte, prin faptul, prin atitudinea, prin caracterul, integritatea și comportarea ta, prin bunătatea ta. Ești la servici, te porți, m-a sunat așa cum am spus, m-a sunat un prieten vecin baptist, care mi-a spus, te respect și te iubesc că tu te-ai purtat cu noi așa de bine că am văzut în tine caracterul lui Hristos. Și a spus, băi, lasă-mă că eu nu sunt perfect, tu știi că eu sunt cu pluta puțin. Ce nu, aia că glumești, dar ce mie îmi place că glumeai, dar ne-ai iubit și ne-ai respectat și ne-ai ajutat. Poartă-te încât să se vadă caracterul lui Hristos, chiar dacă mai faci greșeli. Te duci cu umilință, îți ceri scuze și după aceea te porți cum trebuie, pentru că noi suntem oameni. Și o demnitate și o virtute să știi să zici, îmi pare rău. Nu? Arată maturitate spirituală. Într-un cuvânt, pune pe Dumnezeu pe primul loc, în tot ce faci, și ai încredere că Dumnezeu va purta de lucru de celelalte detalii. Pune-l la test, să vezi dacă nu e așa. Ok? Încă una și gata. Două. Hai să mai negociem. Okay. Textul care spune să lași darul la altar și să mergi să-ți rezolvi problema cu fratele tău, apoi să vii să te închini, mai este valabil și în ziua de astăzi? Poate fi acesta un motiv pentru care nu avem răspuns la rugăciuni? Păi, cred că răspunsul este obvious. Adică Biblia spune clar că degeaba ți-a adus darul, nu va fi primit. Îl lași la altar, te duci și rezolvi. Și nu avem cum să o schimbăm, adică e negru pe alb. Scurt. Păi da. Ce să... Nu? Adică sunt 7 predici, fiecare de câte 50 de minute, unde explic în detaliu de ce și ce se întâmplă. Dar Biblia spune că jertfa ta, degeaba, poți să aduci 1000 de jertfe, să te simți bine, nu e primită, decât după ce te-ai dus și ai făcut tot ce poți în puterea ta, să te împaci cu fratele. Chiar dacă el nu se împacă cu tine, tu faci partea ta și restul lași în mâna lui Dumnezeu. Bun, și ultima, dacă mă rog de multă vreme să se schimbe un lucru la mine și nu se schimbă, de exemplu să nu mai ridic tonul la copil, ce înseamnă că nu m-am rugat sincer niciodată, ce pot face să se schimbe lucrul acesta în viața mea? Asta e o întrebare foarte grea. Foarte grea. Dacă mă rog și doresc să schimb lucrul și nu s-a schimbat. Frații mei, noi nu putem să ne schimbăm pe noi. Poți să te lupți, să nu mă enervezi, să nu șoată, explodezi. Noi nu putem să ne... Putem să ne schimbăm comportarea exterioară, dar nu putem să ne schimbăm natura, inima. Numai Dumnezeu schimbă inima. Îți dă o inimă nouă, așa spune, nu? Dar noi trebuie să înțelegem un lucru. Zice că roada Duhului din potrivă... De ce zice din potrivă? Că în prima parte din capitol îți dă roada firii. Și apoi zice din potrivă. Și zice roada a cui? Roada a cui? Fratele meu, dacă matale ești măr, poți să te lupți cât vrei de mult. Nu o să faci niciodată banane, că nu ești banan. Oh, dacă mă lupt, poate fac banane. Nu, tot mere faci. Nu e roada ta. Roada ta e roada firii, e roada Duhului. Numai Duhul Sfânt poate să dea blândețe, răbdare și așa mai departe. Și tu spune Spiritul Profetic foarte clar, în putere umană nu poți să produci roada Duhului, că e roada Duhului, nu e a ta. De aia se numește roada Duhului. Și spune dânsa, atunci când invităm prezența Duhului Sfânt, ce Duhul Sfânt ne crește de la copii în credință la statuia plinătății lui Hristos. Ce nu mai spune dânsa, Hristos le-a spus, e mai bine pentru voi dacă plecă, dacă plec, vă voi da Duhul Sfânt și El vă va conduce în tot adevărul. Și spune dânsa, Duhul Sfânt ne-a fost dat că numai El, zice, în timp ce Iisus mijlocește, așa spune dânsa, la Tatăl pentru noi, Duhul Sfânt lucrează cu natura noastră să o schimbe, să schimbe creierul, să schimbe, să ne dea o minte nouă, să ne dea o inimă nouă. Și spune dânsa, numai Duhul Sfânt poate să schimbe inima noastră, noi nu avem puterea asta. Și atunci, în loc să încerci să produci roada Duhului, blândețe, răbdare, trebuie să, mai îndată să-i inviți prezența Duhului Sfânt. Doamne, eu nu pot.
Eu sunt un nenorocit. Te rog, vino cu prezența Duhului Sfânt în viața mea, ia-mă în stăpânire și schimbă-mă. Și în loc să-ți petrești timpul luptându-te cu satana și căzând tot timpul, petrece-ți timpul să-ți umpli viața și inima și mintea cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că prezența lui izgonește răul. Ok? În numele celor ce au pus întrebări, vă mulțumim pentru amabilitate și răbdare.